Iacov, capitolul 4, citim începând cu versetul 1. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți. Ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Vă certați și vă luptați și nu aveți pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrășmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar, în schimb, ne dă un har și mai mare. De aceea, zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța? Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților, cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judești legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are puterea să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești de judeci pe aproapele tău? Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, să un păcat. Până aici cuvântul Domnului. Amin. În această dimineață aș vrea să aprofundăm mai mult acest cuvânt al Lui Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu prin Duhul Lui Cel Sfânt să ne vorbească fiecăruia dintre noi potrivit cu nevoile pe care le avem și mai apoi să ne dea pricepere să împlinim cuvântul Lui în viețile noastre. Una din expresiile pe care poate că le-am auzit de nenumărate ori și la fel poate că am folosit-o de nenumărate ori este aceasta, mă, vorbesc degeaba? Eu vorbesc degeaba? S-a întâmplat ca părinți să le spunem, sau părinții noștri să ne spună nouă, una, alta, dorind să ne învețe cum să facem, ce să facem, ce să nu facem, și la un moment dat, fiind cu gândul în altă parte, s-au uitat părinții și au zis, bă, dar eu cu cine vorbesc? Vorbesc degeaba? Am mers la școală, profesorii care mai de care au vrut să bage noi materie și noi vrem să dăm la alții. Și le spunem și explică profesorii și am dat, vezi că studenții sau elevii sunt absenți. Așa, cu mintea. Și auzi mereu replica, mă, dar eu vorbesc degeaba? Mă chinui să vă spun, să vă învăț. Și voi chiar vorbesc degeaba? Mai creștem și ajung să te îndrăgostești. Ești cu partenerul, cu iubita, cu iubitul și îi spui, la un moment dat vrei să-i spui ceva interesant sau să ți să spună și ești furat de peisaj și nu mă auzi, iubi, vorbesc degeaba? Sau scumpii, tu nu mă asculti, eu vorbesc degeaba? Bineînțeles că replicile le știm, da? Dar am trecut și de faza asta și am ajuns în viața de familie și au trecut ani de când suntem unul alături de celălalt și se întâmplă de nenumărate ori să vrei să spui ceva, să spui ceva și să vezi că celălalt nu e atent. Și atunci simți nevoia să spui, da mă, eu vorbesc degeaba. Acum, omenește, de multe ori noi vorbim degeaba. Și trebuie să recunoaștem că de multe ori am vorbit degeaba și alții, Vorbesc degeaba. În dimineața asta, însă, vreau să vă spun următorul lucru. Scriptura nu vorbește degeaba. Și ăsta e mesajul la care vreau să vă invit să medităm împreună și este inspirat din ceea ce Iacov spunea în versetul 5. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Și când m-am uitat și am citit și am recitit, am vrut să văd, mă, dar ce anume spune în mod deosebit în pasajul ăsta, dar la modul general, ce anume spune Scriptura și nu-i degeaba? Că eu nu vreau să iau seama, e problema mea, dar Scriptura nu vorbește degeaba? Că noi vorbim de multe ori degeaba, aia e paguba noastră? Dar Scriptura niciodată n-a vorbit și nu va vorbi degeaba. Tot ceea ce Dumnezeu a spus prin cuvânt s-a împlinit, și ceea ce încă nu s-a împlinit se va împlini. Împlinirea profețiilor de până acum este o garanție a faptului că ceea ce urmează să se împlinească se va împlini. Ceea ce Dumnezeu a spus și încă nu s-a împlinit se va împlini. Scriptura nu vorbește degeaba. Acum, dacă Scriptura nu vorbește degeaba, care sunt lucrurile la care trebuie să luăm seama? ca nu cumva să fi venit la casa Domnului an de zile, să fi ascultat cuvântul Domnului an de zile și la sfârșitul alergării să constați că ai fost degeaba. Că n-ai luat seama la ceea ce Dumnezeu a vorbit de atâtea ori, la ceea ce cuvântul ți-a prezentat de atâtea ori și tu n-ai luat seama. Și acum ne uităm în Scriptură, ne uităm în capitolul acesta și aș vrea să desminem câteva învățături. Și ideea este asta. Scriptura nu vorbește degeaba. Primul lucru. Multe conflicte ar putea fi evitate dacă am avea dorințe curate. Scriptura nu vorbește degeaba. Sunt conflicte. Am fost martori la diferite conflicte, am generat de atâtea ori conflicte, dar multe conflicte. Ar putea fi evitate dacă am avea dorințe curate. Și ascultați, de unde vin luptele și certurile între voi? De unde? Din dorințele pe care le ai. Dorințele care generează tot felul de pofte și atunci intrăm în conflict. Ce fain ar fi dacă aș prinde eu postul ăla, dar vrea să-l obțină și el alalt și atunci intri în conflict. Și avem tot felul de dorințe, tot felul de pofte care se luptă în noi, în mădularele noastre. Poftim atât de mult, dorim atât de multe lucruri care nu sunt corecte, care nu sunt curate. Și ăștia nu fac altceva decât să genereze conflicte. Și atrage atenția Iacov în privința asta, multe conflicte ar putea fi evitate dacă am avea dorințe curate. Și aici vă rog să rețineți. Nu căuta satisfacerea unei dorințe trupești, nesocotind obținerea împlinirii sufletești. Nu căuta satisfacerea trupului, dorințelor trupești, nesocotind obținerea împlinirii sufletești nu vinoare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre, voi poftiți și nu aveți, ucideți, spismuiți și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți sau cereți cu gând rău. Interesant că omul este dispus să facă aproape orice pentru a satisface trupul. Sunt oamenii dispuși să facă aproape orice pentru a găsi o anumită satisfacție trupească, dar fac aproape nimic sau nu sunt dispuși să facă nimic pentru a obține împlinirea sufletească. Și toate astea nu fac altceva decât să ducă spre conflict. Un alt aspect. Iubirea lucrurilor materiale arată infidelitate față de Dumnezeu și faptul că mergi pe un drum care este rău. Și Iacov atrage atenția în privința asta și spune suflete prea curvare, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Ești chemat și suntem chemați să-L iubim pe Domnul din toată inima, ca fiind singurul Dumnezeu adevărat, ca fiind răscumpărătorul nostru, ca fiind Domnul și Stăpânul vieților noastre. Și cu toate astea se întâmplă de atâte ori să ai alte dorințe. Să te îndeparți de Dumnezeu și să ajungi să iubești mai mult lumea decât pe Domnul. Să ajungi să mergi la braț cu lumea care l-a răstignit pe Domnul. Și asta nu face altceva decât să ducă la conflicte. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în viață. Când ajungi să iubești mai mult lumea și lucrurile din lume, nu faci altceva decât să arăți infidelitate față de Domnul. Și aici vă rog să le țineți. E total neînțelept să iubești lumea dacă vrei să moștenești cerul. Scriptura nu vorbește degeaba. Și mă învață și ne învață pe fiecare dintre noi că multe conflicte ar putea fi evitate dacă am avea dorințe curate. Al doilea lucru, dacă Dumnezeu îți dă har, nu-ți mai trăi viața în zadar. Scriptura nu vorbește degeaba. Vorbește Scriptura despre faptul că în El, în Hristos, noi am căpătat har. Și spune cuvântul în privința aceasta, versetele 5 și 6. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască noi ne vrea cu gelozie pentru sine, dar în schimb ne dă un har și mai mare. Ne dă un har și mai mare. În altă parte, tot Scriptura spune și El ne dă har după har. Într-o vreme în care cei din poporul Domnului erau încorsetați de legalism, trăiau sub legea iudaică, vine Pavel și spune, Hristos oferă har. În Hristos noi am găsit har, am găsit libertate. Și unii bucuroși au frecat mâine și au zis, asta e fain, asta sună bine. Deci, putem să trăim oricum. Putem să facem ce vrem, că e har. Și dacă noi greșim, și dacă noi păcătuim, e drept că uneori cu voia, sau de cele mai multe ori cu voia, Dumnezeu drăguțul dă har și acoperă păcatul. Dar intervine Pavel și spune, deci ce vom zice? Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Dumnezeu ne dă har. Dar dacă Dumnezeu îți dă har, nu-ți mai trăi viața în zadar. Harul te învață că vei fi înălțat, doar în măsura în care vei ști să stai plecat. Asta o spune Dumnezeu prin Scriptură, prin cuvânt și versetul 10 spune așa, smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Dacă Dumnezeu îți dă har, nu-ți mai trăi viața în dar învață că trebuie să te smerești. Învață că trebuie să stai plecat pentru a fi înălțat, pentru a beneficia, a te bucura de har. Pe de altă parte, harul te învață și ne învață că nu poți să mai trăiești oricum, căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Ăsta e har. Dar atenție ce face harul ăsta. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră înădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. Da, Dumnezeu ne dă har, dar asta mă responsabilizează cu atât mai mult și eu nu mai pot să-mi trăiesc viața în zadar. Harul lui Dumnezeu mă învață, el a fost arătat, dar mă învață să trăiesc acum în ascultare de Dumnezeu, mă învață să merg cu atenție pe calea lui Dumnezeu pentru a nu mă prăbuși, pentru a nu cădea pe această cale. Mă când te gândești că viața asta este atât de trecătoare, mai poți să o trăiești la întâmplare? Te uiți și vezi că astăzi ești în plină putere și mâine nu mai ești. Te uiți în jur și vezi că oricât de bine s-ar fi ținut cineva, la un moment dat trece. Viața asta e trecătoare. Așa că eu nu mai pot să o trăiesc la întâmplare. Am har, slavă Domnului. Dar harul ăsta mă responsabilizează, mă învață să nu mai îmi trăiesc viața în zadar. Și vă rog să rețineți, Scriptura nu vorbește degeaba. Și sunt nenumărate alte pasaje în care Dumnezeu prin cuvânt atrage atenția. Pavel de nenumărate ori spune în privința asta, faceți în așa fel încât să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Pentru mine, spunea Pavel, harul lui Dumnezeu n-a fost zadarnic și nu este zadarnic. Dar atenție, s-ar putea să zădărniciți acest har trăind o viață în zadar. Scriptura nu vorbește degeaba. Un alt lucru pe care îl spune și Iacovul îl evidențiază în mod deosebit este: Dacă vrei ca diavolul să fugă de la tine, nu-i da prilej să stea lângă tine. Scriptura nu vorbește în zadar. Dacă vrei ca diavolul să fugă de la tine, nu-i da prilej să stea lângă tine. Versetul 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Și asta poate că ar fi mai ușor să o facem sau să o acceptăm, dar ce urmează? Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Împotrivește-te diavolului folosind armătura divină. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 11 îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cerea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, luați armătura. Nu vă veți putea împotrivi diavolului cu mâinile goale. Nu vom putea să ne împotrivim diavolului prin puterile noastre. Dacă vrei ca diavolul să fugă de la tine, nu-i da prilej să stea lângă tine împotrivește-te lui folosind armătura divină, împotrivește-te diavolului folosind darurile divine. Și în privința aceasta Petru, în întâia sa epistolă, capitolul 5 spunea următoarele, de la versetul 8. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită împotriviți-vă lui cum? tali, în credință. Știind că și frații voștri în lume trec prin acelea suferințe ca și voi. De prea multe ori auzi expresii de genul, mă, cu dracu nu poți să te pui. N-ai nicio șansă. Păi nu ți-a dat Dumnezeu darul credinței? Și spune Petru, folosește darul ăsta. Fii tare în credință dacă vrei să ai biruință, fii tare în credință și atunci diavolul va fugi de la tine, dar nu-i mai da prilej să stea lângă tine. Tot un dar al lui Dumnezeu este cuvântul. Și atunci când este vorba de a lupta împotriva diavolului, folosește cuvântul, nu părerile tale, nu părerile lumii, folosește cuvântul, dar pentru asta trebuie să-l cunoști. Însuși Hristos, atunci când a fost ispitit de diavolul, spunea: Este scris. Este scris. Nu întâmplător îl strâng în inima mea, nu întâmplător mă pasionează citirea lui, pentru că în felul acesta pot să rămân curat pe calea lui Dumnezeu. În felul acesta mă pot împotrivi diavolului atunci când vrea să mă ispitească. Vă rog să le țineți, frați și surori tineri. Diavolul nu va fugi de la tine câtă vreme nu te împotrivești lui. Scriptura nu vorbește degeaba. Și dacă astăzi ne vorbește, este tocmai pentru a ne atenționa, tocmai pentru a ne pregăti pentru lupta spirituală pe care o avem de dus împotriva diavolului, nu unii împotriva altora. Scriptura nu vorbește degeaba. Un alt lucru pe care îl învățăm din cuvântul acesta cu inima împărțită nu poți să ai viața împlinită. Scriptura nu vorbește degeaba. Cu inima împărțită nu poți să ai viața împlinită. Vesetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Și, Doamne, cât de împărțită este inima atâtora, și poate că de atâtea ori și inima noastră a fost împărțită. Și apoi ne plângem, Doamne, dar nu mai simt focul ăla, nu mai simt părtășia aia, nu mai simt bucuria aia, nu mai simt pacea aia, pentru că inima ți este împărțită. Și nu degeaba vorbește Scriptura și Hristos când atrage atenția în predica de pe munte, printre altele spune, nu puteți sluji la doi stăpâni, că ajuns să fii cu inima împărțită unde e comoara ta acolo și inima ta. Și dacă comoara în lume, va fi inima legată de lume și nu o să moștenești cerul. Și dacă comoara ta sunt anumite lucruri materiale, o să ți se lege inima de ăstea și o să fie împărțită și nu o să mai poți iubi cu toată inima pe Domnul. Cu inima împărțită nu poți să ai viața împlinită. Nu există împlinire fără îndepărtarea de rău. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima oameni cu inima împărțită. Este nevoie de o îndepărtare de tot ce e rău. Și Pavel nu dat atrage atenția lui Iacov, mai tânărului slujitor și nu numai. Fugi! de poftele tinereții. Fugi de tot ce se pare rău, că ajungi să fii întinat. Ajungi să nu mai poți să-L iubești pe Domnul, că te prea mult de lumea asta. Nu există împlinire fără îndepărtarea de rău, dar nu există împlinire fără apropierea de Dumnezeu. Nu e suficient doar să spun, mă, nu mă duc acolo. Nu mai fac cu tare lucru. Soluția, mă apropii mai mult de Dumnezeu. Cât pentru mine, spunea psalmistul, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Și spune Iacov în privința asta, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Scriptura nu vorbește degeaba. Oare o vei nesucoti în, în continuare? Nu poți să ai viața împlinită câtă vreme inima este împărțită. Dacă inima ta nu este predată lui Dumnezeu, nu te aștepta să fii împlinit mereu. Dacă n-ai dat Domnului inima ta, și l-am dat poate că te întreb și ne-am întrebat fiecare, dar ce să-i dau Domnului? Și tot în cuvânt găsim și răspunsul. Și spune Domnul printre altele, fiule, dă-mi inima ta. Dă-mi inima ta. Poate că n-ai multe să-i dai. N-ai aur, n-ai alte lucruri prețioase. Dar dacă vrei să fii împlinit cu adevărat, aici și cu atât mai mult odată în veșnicie, atunci dai Domnului inima. Leagă-ți inima de Domnul, leagă-ți inima de Cer și vei fi împlinit și aici, și în Cer. Scriptura nu vorbește degeaba. Un alt lucru. Întotdeauna vorbirea de rău îți va face și ție rău. Scriptura nu vorbește degeaba. Și Iacov surprinde și aspectul acesta și în versetul 11 spune așa. Nu vă vorbiți de rău unii pe alții, fraților. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Vorbirea de rău întotdeauna îți va face și ție rău. Rețineți, când vorbești de rău pe fratele tău, tu înjosești lucrarea lui Dumnezeu. Eu sunt creația lui Dumnezeu. Fiecare în parte suntem lucrarea lui Dumnezeu. Suntem capodopera mâinilor lui. Când eu mă ridic împotriva fratelui, a sorei, când apuc să-l vorbesc de rău, nu fac altceva decât să înjosesc lucrarea lui Dumnezeu. Și asta îmi va face și mie rău. Pe de altă parte, când vorbești de rău pe fratele tău, ne socotești trupul lui Hristos. Una dintre cele mai frumoase imagini pentru Biserică este aceea de trup. În trup sunt mai multe mădulare. Și spune Apostolul Pavel, așa cum în trup sunt mai multe mădulare, fiecare cu funcțiile lui, și în trupul lui Hristos, care este Biserica, fiecare dintre noi suntem un mădular. Când eu vorbesc de rău pe un frate sau o soră, nu fac altceva decât să înjosesc, să ne trupul lui Hristos, care este biserica. Aceasta spune cuvântul că va fi prezentată înaintea lui Dumnezeu, fără pată, fără zbârcitură. De ce să o zbârcesc eu? De ce să o pătez eu? De ce să aduc eu blam asupra trupului lui Hristos, vorbind de rău pe fratele, pe sora, Înainte de a vorbi de rău, întreabă-te, îi face bine fratelui meu? Înainte de a vorbi de rău, întreabă-te, îi aduce glorie lui Dumnezeu? Ce glorie îi aduce Domnului vorbirea mea de rău? Și nu odată în Scriptură se atrage atenția să nu umbli cu bârfele, cu vorbire de rău în poporul lui Dumnezeu. Întotdeauna vorbirea de rău îți va face și ție rău. Scriptura nu vorbește degeaba. Un alt lucru. Nu te încrede în propriile puteri, acționând independent de Dumnezeu. Ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Neascultarea de Dumnezeu duce la îndepărtarea de El. Și Scriptura nu vorbește degeaba. Și nu odată suntem atenționați prin cuvânt să luăm seama. Ascultați acum! Ascultați! Nu te încrede în propriile puteri acționând independent de Dumnezeu. Și folosește Iacov imaginea aceasta ne prezintă un tablou al unui om care acționează independent de Dumnezeu. Ce face omul ăsta? Se gândește la un moment, astăzi sau mâine. Se gândește la personal, ne vom duce noi. Se gândește la un loc, în cutare, cetate. Se gândește la durată. Vom sta acolo un an. Se gândește la activitate, vom face negustorie. Se gândește și la rezultate, vom câștiga, facem profit. Dar în tot tabloul acesta lipsește ceva. Se gândește la atâtea, am putea zice, bă, se gândește la toate. Numai la unul nu se gândește. La cine nu se gândește? La Dumnezeu lipsește din tabloul ăsta Dumnezeu. Nimic despre Dumnezeu, nu se gândește deloc la Dumnezeu. Totul este prin puterea personală, prin efortul personal. Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga și nu știi ce aduce ziua de mâine. Voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, neascultarea de Dumnezeu duce la îndepărtarea de El. Și asta va însemna și faliment. Pe de altă parte, nesocotirea atenționărilor primite duce la pierderi deosebite. Îmi spune Dumnezeu, îmi vorbește Dumnezeu prin cuvânt, mă atenționează Dumnezeu prin cuvânt. Mă, fi cu băgare de seamă că așa de ușor se duce viața asta. Nu știți ce va duce ziua de mâine. ce viața voastră? Nu sunteți decât un abur. Care se arată puțin el și apoi piere. Voi, din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Fiți cu băgare de seamă la atenționările primite, pentru că altfel pierderile vor fi deosebite. Scriptura nu vorbește degeaba. Și aici vă rog să le țineți. Nu-ți fă planuri de viitor fără să le implici pe Dumnezeu. S-ar putea ca uneori să te crezi stăpân pe situație, să spui, fac asta, mă duc acolo, îmi rezolv aia, ai o agendă încărcată pe tot anul sau poate chiar pe un termen mai îndelungat. Nu-ți fă planuri pentru viitor fără să-L implici pe Dumnezeu. Scriptura nu vorbește degeaba. Și mai este un lucru la care vă invit să medităm. Îl găsim tot în Scriptură, tot în capitolul acesta și spune așa. Dacă știi să faci un bine, și nu-l faci, să vârșești un păcat și asta nu-i descuzat. Dacă știi să faci un bine și nu-l faci, să vârșești un păcat și asta nu-i descuzat. Acum vă făliți cu lăudoroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu-l face, să vârșește un păcat, spunea Iacov. Sunt atâtea situații în care spunem, păi, n-am putut, dar ai știut să faci bine. Dar n-am avut chef, dar ai știut că trebuie să faci bine. Și încercăm de multe ori să ne scuzăm pentru lipsa de activitate, pentru lipsa de implicare, pentru lipsa de susținere atunci când este nevoie a lucrării și a celor care sunt în diferite situații. Când știi să faci un bine și nu faci, să vârșești un păcat și Asta nu-i de scuzat. Faptul că alții fac rău nu înseamnă că și tu trebuie să faci la fel. Până ai auzit, până cum o zis, nu-i bine, dar faptul că ăla nu zis bine nu înseamnă că eu trebuie să zic ca el. Faptul că cineva a făcut rău nu înseamnă că și eu trebuie să fac la fel. Nu există scuză că ai trăit în mod voit în păcat. Faptul că alții se laudă cu ce este rău, nu înseamnă că trebuie să te lauzi și tu ca ei. Orice laudă de felul acesta, spune Iacov, este rea. Îi păcat. Și atunci, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, atenție să vârșești un păcat și asta nu-i de scuzat. Dacă este să te lauzi cu ceva, atunci laudă-te cu Dumnezeu, nu cu propriul eu. Dacă tot este să te lauzi cu ceva, atunci cine se laudă, spune Scriptura, să se laude în Domnul. Să se laude cu Domnul și avem atâtea motive să ne lăudăm cu Dumnezeu, dar nu cu propriul nostru eu. Închei spunând, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Dacă mă vă rog să rețineți. Îmi va fi de folos doar dacă îl urmez pe Hristos. Scriptura e de folos pentru că este cuvântul lui Hristos, dar mie îmi va fi de folos doar dacă îl urmez pe Hristos, doar dacă ascult de Hristos. Scriptura nu vorbește degeaba. Și dacă astăzi am avut harul să ascultăm ce spune Scriptura, fie ca să nu fi fost degeaba. Și dacă Dumnezeu ne va mai da har să ascultăm Scriptura, să nu uităm niciodată: noi putem vorbi degeaba și o facem de multe ori. Dar Scriptura niciodată nu vorbește degeaba. Rețineți, multe conflicte ar putea fi evitate dacă am avea dorințe curate. Dacă Dumnezeu îți dă har, nu-ți mai trăi viața în zadar. Dacă vrei ca diavolul să fugă de la tine, nu-i da prilej să stea lângă tine. Cu inima împărțită, nu poți să ai viața împlinită. Întotdeauna vorbirea de rău îți va face și ție rău. Nu te încrede în propriile puteri, acționând independent de Dumnezeu. Și apoi, dacă știi să faci un bine și nu-l faci, să vășești un păcat. Și asta nu-i descusat. Domnul să ne dea înțelepciune să pricepem cuvântului, voia lui să ne dea putere să-l împlinim în viața noastră și fie ca în felul acesta să fim o bună mărturie pentru cei din jur și numele lui Dumnezeu să fie glorificat în veci. Amin.